salut, eu sunt Sherry. Iar eu sunt Alex Velea. Și astăzi avem un episod 100% Oltenia. Filmăm un nou episod din La Muncă, suntem angajați la pizzerie. Așa că hai să-i dăm drumul, ești gata, unchiule? Gata, barusane, hai să-i dăm drumul. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame? Uite, bă, ce frumos era, băieți, aici. Bună dimineața! Salut, salut! Salut, 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 băieți! Am venit salut, și noi să muncim aici. Vă salut, să trăiți! Să trăiți, vă salut, să trăiți numai bine, sănătate! Haideți să vă dăm echipamentul. Mamă, dar sunteți mulți! Aveți nevoie și de noi azi, că... Asta este pentru Alex Velea. Alex Velea, frății, where? Și pentru Sherry. Mulțumesc, mulțumesc! Am fost convocat la Națională. Ia, mă, ce mărime ți-au dat? Și este XXL. Ce XXL, mă? Ca jos, ca... Da, ce s-am zis? Tu ai XXL-ul, frumos, am 2XL. Salutare, băie, salutare, Olteni. Salutare, bună ziua. Salutare, brazilieni. Mândria Olteniei, v-ați reunit. Normal că ne-am reunit și bine că o facem aici, la Vârcea. Vârcea sunt frați cu noi, cu Craiova. Normal. Suntem sânge de Olteni, frumos. Suntem din zona Braziliei, cum ar veni. Exact. 3, hai. 2, 1, hați! Aia zic, tată, mereu mi-am dorit să fiu pizzar. Încă nu e deschisă oficial pentru comenzi pizzeria, dar se va deschide în scurt stam timp. Stai, mă, aranjez un pic. A, mă, că sunt bine, nu contează. Foarte pizza bine. Se iasă bine. Bun, deci mai sunt câteva secunde și pizzeria asta se deschide oficial. Și o să înceapă să intre comenzile. Ești pregătit, unchiule? Sunt pregătit. Hai să vedem ce presupune bucătăria. Și a terminat și unchiul să-și pună mânușile, bate palma, șefule. O, te pup, șefule. Bun. Aoleu, ce tare a dat și el. Încă nu am început programul, dar dimineața noi venim, facem pregătirile pentru pizzeri, pentru bucătari. Uh-huh. Haideți să vă învăț cum să fac roșiile pentru bucătari. Da, fac. Acestea sunt pentru kebab. Faceți și kebab? Da, facem pizza kebab. Ah, credeam că faceți kebab. Nu, facem pizza kebab cu salată, da? Roșii, castraveți. Cipercile trei tăiate felii pentru pizza. Da? Mă descurc, nu? Ia uite ce fine le fac. Ușor, ușor, nu te... Da, mă, ce să mă, ești nebun. Știi, sunt știu, știi cu cuțitul, da, ai studiat la Buzești. La Craiova. Cum l-ai convins și Eli pe Velea să vină la episodul ăsta? Foarte simplu, i-am zis, Velea, mai ții minte când ne-am distrat, când am făcut șaormerarea? Mi-a rămas tic, fac așa într-una, răsucesc într-una de șaorma, acum sper că pot să updatez, asta să o duc așa. Să fac așa cu pizza. Pe deget, așa frumos. Prin deget? Recunoaște că n-a fost greu să te conving. N-a fost greu, normal. O să răspund prezent ori de câte ori Sherry o să aibă nevoie de mine, ca pizzer, ca așa, ormar, ca orice. Unchiul, am o bătaie, dacă poți să... Și acolo, nu vă faceți griji. Sunt și acolo lângă tine, oriunde ar fi. Ia băieți, cum au stocat astea? Nu prea bine, să știi. De ce? Cam gros este. Dacă vrei poți să mă ceri, nu e problemă, dar să-mi zici înainte. Vera, știu să accept o critică și acum să zic că unchiule, ai cea mai prostă muzică. Nu-mi place deloc cum cânti. Cum? Castravetele face parte din clasa curcubita, ce e 90% apă. Mai zici și tu, Shelly. Da, e bun, la gust. Acum tu cânti și salata? Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Am văzut doi hateri jos în piață la Pariser. Da. Să vezi ce urmează, anul ăsta a fost doar teaser. Aici se vede, da? Am făcut perfect. A doua oară mi-a ieșit din prima, credeți-mă. Acestea le luăm, le punem în frigidere după ce le tocăm. Unde le punem la legume, aici. Frigidere de legume. Cum ar fi, mă, dușmanul să mă lovești cum mă, că am tăiat mai bine. Nu, te-am lovit, mă, intenționat. Doamna, am crezut că și dumneavoastră sunteți în echipă cu Shelly. Chiar mă lovește într-una că am fost mai bun la tăia, dar eu nu mă supăr. Astea sunt mezelurile pentru pizza. Care arată foarte bine, aș putea să adaug. Testăm produsul, pentru că nu poți să pui în pizza un produs pe care nu l-ai testat, să vezi dacă e bun. Bine, nu? Hai să terminăm punga. Mai tu. Nu de mâncat, de tocat tot terminat. Vă făceau părinții pizza acasă când erați mici? Da. Niciodată. Mie îmi făcea mama. Mie mama să n-audă de pizza. Prima pizza pe care mi-a făcut-o mama era de fapt pe niște felii de pâine. Le punea nou, după care tăia niște cârnăciori oltenești, trandafiri, nu știu care erau. Îi tăia așa bucățele, punea niște brânză de vaci și aia era pizza. Hai să vedem, caut pe net. Rețetă brat pizza. Simplu de făcut. O să caut. Nu? Nu, caută complicat de făcut. Cum se face aluatul de pizza? Într-un bol, okay, se cerne făină. Hai să cântărim să vedem. Asta e un cântar, nu? Mă simt ca în Columbia. Bun. În apă călduță se amestecă zahărul și drojdia până se dizolvă. Zahărul. Care zahăr?
Echilibru perfect între sănătate și frumusețe. Metro, doradă regală, la doar 27,54 de lei. Cumpărați acum Barerini Ardi, la 74,92 de lei. Aia mie de Paști. 7 grame drojdie uscată sau 15 grame drojdie proaspătă. Păi n-ai pus drojdie. Păi n-am pus 7 drojdie. Grame cât înseamnă oare? 7 grame, dar de unde pare că știu cu gramele cu astea? Nu știu, frate, tu nu știi? Cât vine. Păi nu știu. Deci a rămas cu asta cu mâna rapidă de când eram adolescent. Se toarnă peste făină și se amestecă cu o lingură de lemn 2-3 minute până se dizolvă. Și acum ce amestecăm asta? Da, până se dizolvă. Pun și un ou? Nu zice nimic de ou. Punem un ou așa pentru noi, nu, pentru sufletul nostru. Stai așa. Hop, hop. Bravo, foarte bine, nu, foarte bine. Păi, zic că prinde formă, sincer, râdeți voi de noi, dar prinde un pic de formă. Haide, unchiule, haide, hai. Ești gata? Da. Bun! Bate palma. Bam! Aia zic, da. Asta e echipa noastră. Eu zic că am făcut și un blat frumos. Noi nu facem blaturi, dar totuși, uite-l. Aplauze. Mă numesc Nicu Marcel, am 55 de ani, am deschis Proper Pizza împreună cu doi băieți ai mei și mă consider fondatorul Proper Pizza. Hai să vedem dacă ați făcut bine aluatul. Da. E foarte bine. O lăsăm, băi, la Gabi, gospit. Băi, sincer, pentru a de prima dată când facem, n-a fost rău. E foarte bine. Mulțumim, deci chiar e focat super. Am luat rețeta de pe internet. Da, am luat-o, dar ce vrei? Și haide să vă arăt și cum facem noi, de fapt, aluatul, da, okay, de pizza. Adică e bun, dar hai să vă arăt cum se face, de fapt. Atât s-a putut. Băieți, aici pregătim aluatul. Deci asta e varianta oficială de făcut, da, aluatul. Da, care facem aluatul. Prima oară să pune apa. O pun așa de pune sus? Toată. Da, nu contează, pune toată. Îl ajut și eu, ca să nu fiți. Și avem aici un mix de drojdie, sare. Okay. Zahăr, rețeta deci noastră proprie. Și ingredientul ăla special care face pizza asta atât. Chiar aveți un ingredient special sau? Avem secretul nostru, nu putem să spunem. Poți să-mi dai tu, te rog frumos, de acolo. Așa, cât? Poți un, să o sticlă full? O sticlă. Deci chiar, de fapt, au un ingredient special, este vorba de... Eu acum v-am spus, sper să nu mă dea Proper Pizza în judecată. Spune-și mie cât costă aparatul ăsta, idee, cât costă herpanul ăsta aproximativ, dacă vreau să-mi iau unul acasă. Cât mașina ta? Nu știu, întreb, habar n-am. Vreo 10.000 de euro. Vreo 10.000? Am înțeles. Nu e că mașina rușeie. Sincer, la cât am burit-o, cred că atât a ajuns să coste. Cred că... Lăsăm puțin să mă laxeze. Ce înseamnă puțin? Cam 2 minute. Cam 2 minute. O să profit de aceste 2 minute, dragă unchiul Vera, să te întreb ce lansări muzicale mai pregătești în următoarea perioadă. Wow, Shelly, îți mulțumesc frumos că m-ai întrebat. Nu știu ce mai las să zic. Am auzit ceva frumos pe mașină, nu vrei să ne spui, este un secret? Am câteva piese, câteva colaborări, dar nu știu în ce ordine o să se lanseze, așa că mai bine vă spun pe parcurs. Pregătesc o piesă nebună cu Dani Mucanu. Exact, aia voiam să aud. E piesa lui cu mine. Care se numește? Nu pot să spun acum. Ok, și acum m-a relaxat. Da, și o să punem făina. Alex, dacă vrei să mă ajungi și pe mine, da, puțin. Profit această perioadă de 2 minute ca să mă mai întrebe Shelly. Dragă Shelly, ce mai pregătești? Vai, dar ce mă bucur că ai întrebat, Alex. Ei bine, după acest episod, dragii mei, va ieși marea finală la muncă, sezonul 2. Am ajuns la finalul acestui sezon, însă vine și sezonul 3 direct peste voi. Deja este în pregătire. Din toamnă va începe sezonul 3. De asemenea, intrăm în sezonul 3 de Minte-mă frumos, după ce vom posta pe cer cu Manzi, cred că nu am postat încă. Profit de acest timp, Gabi, să te întreb ce pizze mai pregătești în perioada următoare. Pizza desert, vreau să băgăm în meniu pizza desert. Cu ciocolată, nu? Cu Nutella, cu wow, banane, cu mai multe fructe. Pentru ea care își permit să mănânce treaba asta, pentru ea mai slad. Bună ziua, bine ați venit la Proper Pizza. Bună ziua, aș vrea și eu o shawarma mare. Nu avem shawarma, nu avem, dar avem în schimb pizza kebab, dacă doriți. Pizza kebab? Da, e pizza kebab, este ca o shawarma sub formă de pizza, are pui, are ceapă, are salată iceberg, este ca o shawarma la farfurie cu brat. Am înțeles. Atunci dați-mi una kebab. Da, medie, mare? Medie. Medie? Da, că... Așa? Și una diavola, tot medie. Una diavola, perfect. O bați tu acolo? Da, hai. Poți să ne iasă bun aici și o okay, să ne facem împreună, da? Da. Care e pizza voastră preferată acum, sunt curios? Pizza mea preferată este pizza Diavola, pentru că sunt ardracu. Pizza mea preferată este pizza cu mici. Nu, nu există. Mița. O să vă arăt cum da, să puneți pe ele, da? Sigur, da, sigur. Avem, deci avem pizza kebab medie, da, și o diavola medie, dacă da, îți plăcea ție, Alex, da? Nu, lui îi place, lui Shelly îi place. Shelly îi place cel mai mult. Bun, ia zic cum face. Mie îmi place de Antonia. Băgăm bine în făină. A, și aici este malaxorul care o să întindem pizza. Da. Întindem la mână. Da. O să dăm cu rola pe ea. Așa. Rola de aluat, ca să nu se umfle în cuptor. Cu asta? Da, o să dăm. Ia. Așa? Dă-i bine. Dă-i. Trage fără frică. Aha. Ok. Pizza kebab. Ăsta este sosul de kebab, da? Cam cât se pune? Punem pe toată pizza. Pune ceapă. Mai mult pe margine, da? Da, așa, să nu punem nici prea mult, nici prea puțin. Și acum punem
chef de pui exact cum îți place ție. Sau... Cum mi-ai plăcea mie? Păi sincer... Exact după gustul tău. Mie mi-ai plăcea cu mai mult. Pune mai mult atunci. Păi între timp vrea, cred că poți dai drumul la diavola. Aia de drumul la un aluat. Și o punem pe bandă. Pe ce o punem? Pe bandă. O punem pe simplu aici, da? Da, da. Alex, trebuie dată prima oară prin făină. Am dat-o. E dat-o? Puțin mai mult. Punem la diavola, să-l ajungi pe unchiul. Ce avem la diavola? La diavola, prima oară, punem sosul de pizza. Da. După punem puțină mozzarella pe blat cu sos de pizza. Mozzarella unde o găsesc? Aici. Așa. Oh! Ia-o și o tragi pe brațe. Pe palmă, așa. Așa, 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 tragi-o. Hai, mișcare. E bun salamul ăsta, dar mai bun e mușchiul ăsta, vă să vă minte, numărul 1. Intră cu ceapă numărul 1. Ia să-mi spui cam cât sos vrei. Jumătate de polonic, îl punem la cea medie. Okay. Pepperonii de aici, o să punem și sos. Pepperonii ăsta din spate, da, din spate. Câte de-astea de pepperonii se pun pe pizza? Să fie pe toată aluată. Deci nu există un număr, nu e o formulă matematică? Nu, nu. Mă gândeam că ai așa, o de-asta, circunferința așa, ori atâta, egal atâta pepperonii. Chili? Chili, da. E picant de diavola. Uite-l sus, de acolo, full chili. Proper pizza, eu... În anii 1999-2000 am fost plecat în Irlanda, am lucrat ca ajutor de bucătar prima meserie, după aceea am lucrat foarte mult timp ca pizzer în pizzerii. Am decis în 2014, împreună cu un partener de-al meu, un prieten de-al meu din Irlanda, să deschidem un punct de lucru pe care l-am folosit numele și l-am denumit Proper Pizza. Un pic așa, nu? Da, da, da. Peste tot. Bine arată. Chiar arată bine. Gata? Hai să vedem cine mai comandă, cine mai dorește, cine mai poftește. Proper Pizza! Cea mai bună pizza din Râmnicu Vâlcea și nu numai, pentru că oamenii mei au 7 locații în toată România. Mai e ceva de pus sau o băgăm direct pe... Oh! Ia uitați-vă la ei! Oh! În cât timp înveți mecheria asta? Un an? Într-un an? Mamă, păi noi avem doar o zi, cum facem? Ia vedeți ce s-a strâns aici de copii. Comandați ceva sau doar poze? O pizza kebab de care? Medie, mică, mare? Mică. Mică? Vrei ceva extra pe ea? Extra sherry, da? Talent. Fiți atenți, schema sherry. Fiți atenți, că e cardă. Și o malaxăm. Am uitat de făină, Teo, iartă-mă. O luăm de la capă, Teo, uită, dubla 2, uită ce am zis. Cea mai bună pizza pentru Teo. Ia vezi cum vine, ia uite. Fă-și tu un video, vezi cum face boss. Ia uite, nu merge să-mi vâr pe dege, nu sunt încă acolo, dar o să ajung în timp. O pizza cu lapte? Ce e aia pizza cu lapte? Bă, voi mă luați la mișto pe mine, mă? A? O pizza cu suc? Bă, ce e asta, mă, pizza cu suc? Bă, bam, ce bateți în dinile mele, puii mei, șmecherii mei, bai, bateți pumnul aici, vă pup. Ce? Numai că sunt lipiți de cap. Hai la terasă. Hai să vă servez. Lasă-mă, asta e de la mine. Nu mai îmi da banii. Haide. Hai să vă servez. Vă pup. Vă iubesc. Hai frumos afară. Haide, brigada. Tradițională medie. Făcută de mine personal. Cu mult drag. Dacă mai aveți nevoie de orice altceva, vă stau la dispoziție. Vă pup. Mă întorc în bucătărie la treabă. Ne facem pizzele noastre, mă? Da. Cum ne place nouă? Ne place. Mamă, să vedeți pizza sherry cum o să iasă, băieți. Să vedeți pizza sherry, bă, pizza sherry cum o să iasă. Mai rău. Ce credeți că o să pun? Numai muși de alea, am mâncat toată ziua. Pizza Veli. Da, să vedeți. Eu o să fac o pizza cu pâine. Hai. Hați. Zi, ce pui pe ea? Mozzarella și mușchi. Și eu pun tot mușchi. Păi cum facem? Și niște măsline. Facem aceeași... Nu, eu pun fără măsline. Eu nu pot cu măsline de pizza. Păi nu, pun câteva, nu pun unul. Tu spui cum vrei tu, viața mea. Vorbeam acum cu unchiul și am realizat că unchiul Verea chiar ar putea să-mi fie tata Verea. Având în vedere că eu am 22 de ani. Doar 39 de ani. Și el are doar 39 de primăveri. Da. Ceea ce înseamnă că la 17 ani, dacă mă făcea... Ce are o matematică impecabilă. Nu? Da. Așa vine, nu? Da. Păi voi vă dați... Nu vine așa. Ba da, vine așa vine. Fii atent, acum ce aș pune eu pe ea, da? Mie mi-a plăcut modelul la pizza kebab. Dar întâi aș da cu niște șuncă, corect? Tăiate de noi, puse de noi pe pizza, tot ce vreți. Ia, vedeți ce frumos facem noi aici. Și o să mai punem ceapă, băieții mei, ceapă, grupa mare. Bun? Da, un pic? Da. Nu zice rău deloc un chiu cu mozzarella asta. I-aș pune un pic de chili. Bă, ai pus ăsta, era să mor mai devreme de la el. Să-i pun și ou? Mergem cu ou. Vi s-a făcut poftă, recunoașteți. Recunoașteți că vi s-a făcut un pic poftă. Aș mai da un pic de sos kebab, că n-a omorât pe nimeni, băieți. Și
Ia, vedeți, pizza Sherry așteaptă să intre în cuptor. Acum să vedem pizza Veri. A, știi ce mai trebuia să pun eu? Niște roșii. Stați că mai pun repede niște roșii un pic. Ăsta nu se pune așa în mod aleatoriu. Ăsta se pune sub o formulă. Ce bine arată. Perfect. Alex. Arată ok, da. Ai auzit? Ați auzit, da? Ce bine arată alu Alex. Mi s-a mai zis așa, ce bine arată alu Alex. 20. Bă, până mi iese pizza, o să mai încerc un pic învârtit-o pe deget. Poți să-mi faci mie teori aluatul ăsta să încerc să... E ca somn. Îi dai de aici. Aha. Îi dai așa, din... Aha. Da. Uite, vezi? Aha. Așa? Da. Chiar am făcut ochi. Vă pup. Dar ce e asta? Asta e făcută de test ca să înveți să... Da. Uite, vezi? Mă bat cu ea. Ia vedeți, mă. Ia vedeți, mă. Ia vedeți, mă. Ia, auzi, Vera, da. Hai că e suficient. Ai făcut de întrecere. Dar fii atent că... Salut, eu sunt Alex, sunt pizzer. Stai cu minți, că-ți dau Shelly. Păi da, stați cu minți, că începem cu de-asta. Salut, mă duc la Shelly să împachetăm. Asta e pizza asta ta? Mea. Asta e pizza mea. Da. Hai să le mâncăm. Hai, fie fierbinte, frige, frige, nicio cisternă cu apă nu stinge. Asta e super pizza. Și am făcut pizza și pentru colegii noștri din echipă. Pentru că real Shelly nu înseamnă doar Shelly, Shelly înseamnă întreaga echipă. Domnul Crețu, lăsați, nu vă mai deranjează, lăsați-mă pe mine să vă iau asta să mâncați. Liniștit. Am luat și sunetul, dacă nu ne mai... După ce am gătit pizza pentru câteva ore care s-au simțit ca o zi întreagă, a venit momentul să luăm comenzi telefonice. Și nu numai, chiar să le livrăm personal. Asta, dacă oamenii răspund corect, era întrebarea secretă. Facem și noi cararea. Vreau să sune telefonul! Vreau să sune soluția telefonul! Soluția este... Așteptăm să sune telefonul, dragii mei. Ia uite că sună! Bună ziua, ce ați dorit să comandați proper pizza? Aș dori și o salată Caesar. O salată Caesar, da? Pizza diavola cu extra salam picant și extra mozzarella. Meniu crispy pâine picant cu cartofi. Meniu crispy pâine picant cu cartofi, da? Și avem o extra promoție astăzi. Comanda este gratuită dacă știți cu cine vorbiți la telefon. Shelly. Și comanda este gratuită, felicitări, este gratis din partea casei. Bravo! Comanda. Vă rugăm să ne spuneți adresa dumneavoastră. Mai puneți cartofi cu bacon și mozzarella că nu terminați. Am adăugat încă 2-3. Să ne spuneți, când am zis că e gratis, s-a mai pus. Ce vin din la noi? Și un numere, da, vin la voi să o livrez. Pune niște apă la frigider că venim acum. Ok, o campanie. În maxim 30 de minute suntem la voi. O zi frumoasă, vă așteptăm. De fapt, voi ne așteptați pe noi. Mănânc și eu un crispy de la tine. La revedere. Alo, proper pizza. Am vrut să, na. Proper pizza în pasta. Bună ziua. Alo, bună ziua. Vreau să dau și o comandă de o pizza romana mare, dar să pun și super pe aia, vă rog. Mă scuzați, o pizza romana mare? Da, și cu ciuperci pe aia, vă rog. Cu ciuperci pe aia, evident. Ciuperci, champignon sau trufe? Trufe, dacă aveți trufe, puneți pe trufe, că ne-am luat acum niște poști de aia mici, le găsesc prin pădure. Auziți, avem o super ofertă astăzi. Dacă ghiciți cu cine vorbiți acum la telefon, comanda este gratuită. O să vă spun doar atât. Cu domnul Alex Zelea vorbim. Cu domnul Alex Zelea vorbim. Bine, bă! Da, și-am apucat să zic. Deci merge comanda, nu? Am înțeles prima dată, vreau o pizza romane. Și am crezut că te referi la mine, știi? Și am crezut că începem cu de-asta. Da, deci comanda e din partea noastră. Salut, Sherry. Mersi frumos. Salut, Tage, bă, și eu. Avem o super ofertă. Pa! Stai, dă-ne adresa. Strada Tineretului. N-ar fi mai tare să ghicim noi adresa? Proper pizza în pasta. Alo. Alo. Am venit direct din capătul lui 14, gherila pe TMG. Bună ziua! Alo! Te rog eu, gata, oprește-te cu comenzile. Da, bună ziua! Bună ziua, vreau și o pizza 4 stagioni mare. Domnule, ce mă bucur să te aud la telefon, uite și Elia venit, vrea să dea comanda acum. Efes, Florin, te rog, gata, oprește-te. Spune-ți ce doriți. O pizza 4 stagioni mare, fără ciuperci. Stați mai vorbiți în italiană, că 4 stagioni... Mare, fără ciuperci. O pizza 4 stagioni grande, senza ciuperci. Bunghi, ce sos doriți? Fără sos. Dar o știți că pe aia e sos? În cantități industriale. Știți continuarea? Deci dacă eu vă spune sos în cantități industriale, dumneavoastră ce-ați spune? Aș spune sos și noi asta am dă târcoale. Aoleu! Și comanda este Alex! Gratuită! Da, ba da, este, stai cu minte. Nu ne spui tu ce să facem aici la emisiunea noastră. E gratuită, Alex! Este gratuită, bravo! Ba mai mult de atât, o să aducem noi niște bani în plus. A, nu, asta e de altundeva. Spune-ne adresa, te rog. Alea Tejarului. Asta crezi că este la Mr. Beast, nu unde suntem aici? Mai, deci, da. Alo, bună ziua, vreau și o pizza mare, vă rog. 4 stagioni, fără ciuperci și fără porumb.
Fără ciuperci și fără mai ce? Fără ciuperci și fără porumb. Dar o lăsați cam chioară și cam chiară și fără ciuperci și fără porumb. Sigur, așa vreți? Da, așa îi place la fetița asta mea. Avem o promoție astăzi. Comanda este gratis dacă știți să ne răspundeți la o întrebare de cultură generală. Care este populația municipiului Râmnicu Vâlcea? A, nu știu. Câte persoane trăiesc în Vâlcea, doamnă? Haideți că sunt 110.000 ce naiba. Spuneți. Nu știu. Nu știe. Bun, niciun fel de problemă. Comanda face 52 de lei. Să ne dați și adresa, vă rugăm. Vă spun numărul? Strada, numărul, blocul, apartamentul, etajul, adresa cap-coadă. Doamnă, sunt 110.000, putem, haideți că ștergem asta, că filmăm acum, suntem pe cameră și vă mai întrebăm o dată. Dacă știți câte persoane are municipiul Vâlcea, comanda este gratuită. Câte persoane trăiesc în Vâlcea? Nu știu să vă spun, știți. Soluția este? Vă mulțumim, haideți că venim acum. Adresa să rudați. Adresa, ia și el, tu că nu mai poți să rudați. Este deja, cumva vă știu eu adresa, doamnă. Este Luceafărului B***. Asta este. Tot acolo stați, auziți? Perfect. Cine a scris Luceafărul ca să fie comanda gratuită? Nu știu, 100.000, 120, nu știu să vă spun. Doamna, asta era întrebarea anterioară, acum v-am întrebat de Luceafărul. Foarte bine, gata, comanda este gratuită, vă mulțumim. La contul ce culoare are cer, o să spun Eminescu. Comenzile sunt gata, le preluăm acum. Asta e a noastră? Da, da. O luăm tot noi? Da, da. O luăm tot noi, nu? Da, da, da. Te ajut? Stai liniștit. Ia uite, le punem aici, da, frumos. Da. Să nu furați de aici din portbagaj, că sunt ale unor oameni, vă pup. Căciunul fargen, cu solul mea pe tren. Ăștia dau cu hita să rămâncă sotul și... Mi-a plăcut aia să mori partea aia, mi-a plăcut rău. Ți-a plăcut, da? Avem comenzile pe portbagaj. Da, acum ăsta e cel mai tare proiect. Tu, da. Gang, noi doi. Ești ca restul, n-ai trecut testul. Mă semnez anexele pentru tine, sunt doar ex-ul. E pizza ta. Dar ai știut întrebarea și acum e pe degeaba. Ai putut să-și păguiești, mi-am dat seama. Ei, să-și păguiești. Aceasta este prima pizza, dragi prieteni, este chiar la scara aceea. Haide, stai un pic să o luăm, că e grea. Mamă, la câte ingrediente are, La etajul, scara A, apartament 31, etaj 31. 6. Arde-mă, baby, hai fă-mă. Cu pizza. Cu pizza arde-mă, baby, da. Atenție, nu trageți de ușă. Așteptați să se deschidă ușile din interior. Hai. Cum trăgeam eu ca postul mai devreme, nu? Da, deci pentru mine au scris. A mersi frumos, Shelly. Pe ce credeți că ținem acum pizza? Ce pe burtă, băi, nu. Ce glume în tine, băi. Da. Te-am iertat de atâtea ori, nu se va mai întâmpla. O știu pe toată? Tu nu realizezi. Te joci cu inima mea. Prea multe. Tu ai cântat în altă armonie, dar oricum ai cântat. Prea multe zile. Dar e bine. M-a lăsat până aici socar și acum știi să fie el vârful de la mine. Bună seara. Bună seara. Pizza este gratuită, să știți, din partea casei. Mulțumim. O zi minunată, mulțumim. În continuare. De fapt, nu, stați că am uitat. E prima zi, iertați-mă. La aduceți dumneavoastră mâine, dacă e. O vegetariană mică de post și o cotă formagii mică. De la televizor, domnul Alex Vega, care cântă. Am prezentat și meu-te-o la un moment dat, dar mai așa mai. Nu prea nu prezentam încredere. Zi bună, sănătate, bine. Și mai comandați de la Popoi domnule, Pizza. Bine, sănătate. Să ne pot lubusul, sănătate, noroc. Hai să batem nou și să fugim. Salut, Mike, s-a filmat, gata. S-a filmat deja, Ioniță. E filmată. Ce ai zis, mă, copii, că ți-a plăcut mult a 11-a? Am făcut-o de 5 ori, că mi-a plăcut mult. Vezi că i-ar zice lumea. Salut. Bună, Sherry. Noi, Mike, că poți. Dă-și mie asta să mă dau și eu cu ea. Mă ține? 100 de kilograme. Era limită. Vezi să nu rup trotineta la băiat. Da, să merg. Vreau să fac. Mai că după aia mai au ăștia pe Eurosport. Și eu vreau să fac. Da, sigur. Pe Eurosport, atunci. Și continuă livrările. După prima adresă urmează, ați a doua adresă. Perfect. Exact. Cine și-a luat Crispy? Că vreau și un Crispy de la el. Negociem în fața locului. Dacă e una din comenzile gratis, până la nu se supără dacă e mâncă. Da, mă, vreau și ai fi până la urmă să intrăm în comun casă. Bă, ne primești să mâncăm un pic la tine. Poți să iau și un Crispy de la dumneavoastră, vă rog. Să stai cu el la masă un pic, știi? Da, logic. Și în formă astăzi, șelarul e cam deșelar, deșelat. E o puțin obo. Faci cumva stand-up? Eram sigur. Bună! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Stai că pleci cu mașina! Stai să trag frâna de mână, bine v-am găsit! Sunt Alex. Salut! Mă rog, Sherry, eu sunt Alex. Bună! Știi să mergi cu manualul, Sherry? Dar normal că știu să mergi cu manualul. Hai să vă ajutăm, vii, aducem noi în casă, nu e problemă. Aveți câini, ceva, mușcă? Mamă, dar ce casă frumoasă aveți! Băi, dar ce casă frumoasă aveți, bine v-am găsit! Salutare, bă, și eu, că a venit și ei aici la voi acasă! Bă, nene, băi,
băi, cât a ținut-o au băieții mei aici. Unde o serviți? Aveți masă? Eu vă bag tot timpul că voi avea un strips, știți? Și... supărat pe tine că n-ai pus poză cu el. De ce? Când mă? Asta e că țigarul, ține minte. Dar nu! Aoleu! Noi vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ne-ați dat să ne ospătăm. Comanda poftă bună din partea Proper Pizza. Acum trebuie să părăsim Hrința pentru că mai avem multe comenzi derivate. Dar vă mulțumim tare, tare mult. Băi, deci comanda asta pe care am dat-o unchiule este genul de chestie care pe cameră pare aranjată, că parcă oamenii ne așteptau să venim să ne primească de tot, dar nu e deloc aranjată, da. Adică noi nu-i cunoaștem, dar nu vă gândiți că sunt prieteni de-ai patronilor sau chiar a fost chiar comandă 100% reală. Salut, sunt Alex și dacă astăzi aveți vreo pană. Ce frăție număr Arabia, căsuța din povești. Ce comandă avem la căsuța din povești? Este o poveste, o ce? Suntem stripperi? Nu e problemă. Let's go. Unchiul le știe. Le știe, le știe unchiul face. Eu livrez unchiul... Dar nu vă faceți grijă. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Bună ziua, pizza! Comandat cineva pizza? Să noroc! Trăiți. Bună ziua, noroc. Să rămână, salut! A cui e ziua? Zoe! A Zoe, la mulți ani, Zoe! La mulți ani, Zoe! La mulți ani! Hai așa, să te ajut. S-au adus pizza, băieți. La mulți ani. Ești mică, tu nu știi. N-are problemă. Poți să iau și eu două lune, că nu mai pot de poftă. Mersi, sunt gravid. Mersi. Mersi. Face 569 de ron. Da, tips dacă doriți să lăsați. În rest, da. Cine are plăcerea? La revedere. A, geanta, bravo, da. Și iată așa, la o comandă de 569, o șpăguță aferentă. De 30 de lei. Bine. Cum ne place nouă, 31, mai exact. Bine. 15 la mine, 16 la tine. N-ai treabă, mă, stai liniștit. Tu... eu nu sunt cu 16, tu 16 lei. Faci cumva stand-up. Ți-am zis. Ne aflăm aici cu... Diana. Diana care ne-a dat acest... Verișoara lui din Vâlcea care ne-a dat aici acest carnețel pe care o să luăm comenzile. Ceva sfaturi înainte de a lua comenzile? Cel mai important sfat care m-a ajutat foarte mult pe mine, da? Când e o masă foarte mare, să le luați pe rând comenzile. Altfel vă încurcați. Adică da. Fiecare să termine ce ai de să nu zică unul vreau cafea, după exact. Unul vreau așa, după aia se întoarcă. Am înțeles. Asta e cel mai perfect. Bună ziua! Are cineva o comandă pe care dorește să o efectueze? Salutare! Haide, ia-te aici la masă asta și eu aici ce la ce vreți comandați? Cu bacon. Stați așa un pic, că nu scriu așa bine, că n-am mai fost de mult pe la școală, deci cartofi bacon vede, la tine. Scuze. Tu, dorești ceva? Cartofi bacon ori 2, da? Un refresc de suc? Nu vreau. Nimic? Perfect. Imediat comanda dumneavoastră se rezolvă. Peperoni medie. Și o pizza 4 stagioni medie. 4, gat, am luat comanda. De băut, vreți ceva? Cu apă plată. Masa 10, da? Masa 14 poți să marci. Masa 14, da. După aia cartofi prăjiți, da? O porție. Așa. Nu eram atent doar că vreau să dau singur aici să fac. Păi, eu sunt departe. Și încă unii tot prăjiți. Perfect. Acum ai dus-o la bucătărie, doar așa să te sune. Perfect. O comandă, da? Bacon, sunt foarte populari, dar știi de ce? Pentru că sunt foarte bune. Asta pentru cei de la Proper Pizza, cei mai buni cartofi, cea mai bună calitate și de asemenea cei mai buni angajați, printre care se numără Sherry și Alex Vera. Un cartof cu bacon. N-ai ceva mai doriți? Dar mă gândesc că e din partea casei, nu? Este din partea voastră. Prata din partea noastră mâncare. Ai un schimb corect. Mulțumesc. Mai doriți altceva? Mă sunați. E pe Proper Pizza? Cred că am un sistem nervos, dar la modul frumos, da. Unde intru? În deconectare. Eu deconectam, așa? Poți să marci pe masa 15? Liberă, da? Da. Ok. Unde dau back? Aici? Da. Mă duc, ok, bucătărie. Tot timpul faci la pagii. Medie și am una... O știi pe toată? Bravo! Unchiul învață Windows-ul, mă, aici. Ce face, mă? Da? O apă prată? Două apă prată, da? AP, exact așa am scris, AP. De la acordul părinților, pe care trebuie voi să-l aveți, că ați fiți aici. Care este 11, repet, 11, în cască, așa, mă duc pe bar. Vreau să văd toate fetele sus pe bar, sus pe bar. Vreau să le arăt un videoclip nelansat încă. Știți parola de aici? Nu. Uite-mă, gata. L-au furat aici, apoi, aici. Ce faci, Verea? Aveți un clip? Clipul ăla cu berechet, da. Tare clipul cu berechet. Dintre toți tu m-ai ales pe mine. Chimia, chimia, feromone, endorfine. Trec prin toate stările de bine cu tine. 100% adrenalină când apari. Odor și acțiune la senzații tari. Bimo! Na-na-na-na-e.
aveam cum să terminăm ziua decât într-o manieră foarte, foarte specială. Așa că vom încerca să facem cea mai mare pizza din România. Urmează să facem cea mai mare pizza posibilă. Nu știu dacă e chiar cea mai mare din România, dar noi am căutat și nu există un record anterior. Deci cel mai probabil o să stabilim un record în România. Și nu doar ca să batem un record sau ceva, ci pentru că alături de alte 20 de meniuri de burgeri vom dona tot la Inimă pentru Inimă, o fundație pentru copiii din familii defavorizate de la marginea orașului Vârcea. Salut! Hei! Hey! Salutare, copii! Salutare, copii! Ce faceți? Bine! Mă bucur să vă văd, v-am adus foarte multe bunătăți de la pizzerie. Hello, hello, salut! Sherry, îmi pare bine! Salut, salut! Ce faceți? Te pup, eu sunt Alex, vă pup! Ce faceți, copii? Salut, eu sunt Alex, te pup! Te pup, ce zici, Coco? Bună, sunt Alex! Te pup, ce faci, văruțule? Te pup! Eu sunt Alex. Daria. Te pup, Daria. Ce faceți? I-a luat emoții. Alex, vă pup. Să rămâi bine, să nu. Și noi suntem, doamnă, jur că și noi suntem emoționați. Cine este? Alex Velea. Aaaa, și ce melodii cântă, Alex? Vara nu dor. Minim doi. Big de boom, șacalaca e fierbinte ca vara. Mă bucur, chiar mă bucur că am făcut și această livrare mai specială. Și mă bucur că ne-a venit pe loc ideea, pentru că, vă spun sincer, n-aveam inițial, n-am plecat cu ideea asta în cap. Noi doar am vrut să facem ceva impresionant pe vlog, să facem cea mai mare pizza. Și după aia ne-am dat seama, băi, dar stai un pic că am făcut cea mai mare pizza, făcută personal de mine și de unchiul Verea. Toți burgerii ăștia sunt făcuți de noi personal. Sperăm să vă placă. Noi le-am făcut cu mâna noastră. Sucurile astea nu le-am făcut noi, de la frigider, de la bar, dar nu, dar în rest totul e făcut de mâinile noastre. Vreți să facem o poză de grup toți? Hai, veniți aici să facem. Sunteți foarte frumoși și ne-ar fi plăcut să stăm mai mult cu voi la povești. Cine sunteți? Mă pun așa mic, să aveți loc de mine. Hai că îmi pun și eu șapca la spate, să fiu mai corect. Da. Hai, 3, 2, 1 și... La muncă! Fraților, am livrat toată ziua. Ultima comandă livrată a fost această comandă specială la copiii de la Fundația Inimă pentru Inimă, cărora le mulțumim și sper să vă bucurați de masă. Vă mulțumim, copii. Și ca întotdeauna îi mulțumesc foarte mult Alex Vera, le mulțumim celor de la Proper Pizza că ne-au dat ocazia să lucrăm. Ei au 7 locații în toată țara și fac o mâncare foarte, foarte bună. Și ca întotdeauna, dar de acest episod de Zapă Fumat, v-aș dați mare punctonuri de like, să-i dați un share pe story pentru mașină tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus. Pa! Pa!